Lupta politică din Consiliul Județean Cluj a blocat astăzi repartizarea către primăriile din județ a sumei de 8 milioane de lei noi, bani transferați de la bugetul central din cota de impozit pe venit. Reprezentanții PSD nu au votat proiectul de hotărâre pe motiv că liberalii din conducerea județului au alocat mai mulți bani pentru primăriile conduse de primar PNL și mai puțin pentru cele conduse de edil PSD. Atât colegii mei primari cât și colegii din Consiliul Județean spun că ar trebui să ne mai regândim la această formulă matematică care până la urmă a început să fie în practică pusă acum peste 10 ani de zile și probabil că aceste diferențe între comunități ar putea să fie mai mici. Când s-a trecut la vot, majoritatea liberală a adunat doar 16 voturi, insuficient pentru a trece proiectul. Consilierii PSD au refuzat și oferta președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, de a organiza imediat după ședința extraordinară o altă ședință de îndată pentru a ajunge la un compromis și a vota proiectul. După ședință, Alin Tișe i-a acuzat pe PSD-și de sabotaj. În acest fel, prin nealocarea fondurilor respective, numeroase proiecte de infrastructură sau care vizează dezvoltarea comunităților clujene nu vor mai putea continua din lipsa banilor. În același timp, va fi pusă în pericol însă și funcționarea unor primării din județ care, văduvite în ultimul timp de guvern, de importante surse de venit, se confruntă cu datorii financiare semnificative. Regret și condamn lipsa de responsabilitate a PSD, cel care susține dezvoltarea județului în mod ipocrit doar la nivel de declarații. Faptele, din păcate, precum cea de azi, îi contrazic. A transmis șeful forului administrativ județean Cluj. Alin Tiș a mai declarat că va repune acest proiect pe ordinea de zi a forului județean în cel mai scurt timp.